Internetul a evoluat foarte mult în ultimii ani. În prezent, toată lumea are un telefon sau un laptop conectat la internet de pe care își poate descărca diferite aplicații. Și în timp ce multe din aceste aplicații nu sunt rău intenționate, există și unele create de oameni care nu s-au gândit foarte mult înainte de a le lista pe internet. Astfel, astăzi vom vedea o listă de aplicații îngrozitoare pe care nu ar trebui să le descarci niciodată pentru siguranța ta fizică și emoțională. Hooked. Este un pionier în ceea ce privește aplicațiile înfricoșătoare. Aplicația are ca scop să creeze diferite chaturi în care oamenii pot spune povești de groază. Modul în care funcționează această aplicație e următorul. Citești un dialog între două persoane într-un messenger, în timp ce dialogul merge, se întâmplă ceva ciudat cu unul dintre interlocutori. Celălalt fie încearcă să ajute, fie avertizează despre ceva teribil care urmează să vină. Sfârșitul tuturor e greu de prezis. Poți doar ghici. Și te face să citești și mai departe până când întâlnești un alt ecran. În cazul Hooked, nu trebuie neapărat să cumpărați abonamentul, dar totuși utilizarea gratuită a aplicației vă limitează considerabil accesul la poveștile sale. În plus, pe Hooked, nu numai că poți citi poveștile, dar le poți și asculta. Încă un mic bonus sunt poveștile romantice. Când deschideți aplicația, vă permite să alegeți tipul de care vă interesează cel mai mult, horror sau romantic. Dar poveștile horror sunt cu adevărat de speriat, nu ar trebui să le citiți dacă vreți să dormiți fără a avea coșmaruri. Girls Around Me. E o aplicație iOS care a folosit date Facebook pentru a detecta femeile ce s-au mutat în cartierul unui utilizator. Aruncându-și fotografiile sub formă de pin pe o hartă Google, aplicația le-a permis utilizatorilor să parcurgă pe îndelete un director de femei locale, iar după ce au ales una care le-au stârnit interesul, au putut atinge fotografia ei pentru a se conecta la contul ei de Facebook, pentru a vedea numele ei complet și pozele de profil, sau chiar puteau să trimită un mesaj în cadrul aplicației. Deși dezvoltatorul de aplicații din Rusia, iFree, a susținut că nu a făcut nimic rău, toate datele pe care le-a transmis utilizatorilor erau informații nerestricționate, furnizate în mod voluntar de utilizatorii Facebook și Foursquare, obiectivele și scopul declarate ale aplicației au fost cel puțin suspecte. În chef de dragoste sau doar pentru o aventură de o noapte, se arată pe site-ul oficial. Girls Around Me te pune în control, dezvoluie cele mai fierbinți locuri de noapte, cine se află în ele și cum să ajungi la ele, continuă descrierea. De când a apărut vestea despre serviciul înfricoșător, Facebook a întrerupt accesul la datele pe care se baza aplicația pentru a funcționa, determinând dezvoltatorii să scoată produsul din Apple Store. RIP VIP. Această aplicație e cu adevărat înfricoșătoare și haideți să vedem de ce. E o aplicație care vă avertizează cu privire la moartea persoanelor de interes, cum ar fi vedetele. Practic, cu aplicația rămâneți la curent cu cele mai recente știri despre morți din întreaga lume. Pe site-ul oficial al aplicației, descrierea e și mai înfiorătoare. RIP VIP te conectează la viața de apoi, oriunde te afla. Creepy. Aplicația desktop Creepy poate fi descrisă exact cum e numită. Prezentându-se drept un agregator de informații despre geolocalizare, software-ul open source vă permite să urmăriți utilizatorii folosind informații publice colectate din conturile lor de Twitter și Flick. Atâta timp cât utilizatorul are detectarea locației activată în timpul utilizării acestor aplicații, Creepy poate urmări datele și le poate compila pe furnizori de hărți precum Google Maps, Virtual Maps și OpenStreetMaps. Adesea postăm date despre locație fără să ne gândim bine, crezând că o actualizare sau două de stare făcute publice nu ne vor pune în problemă. Dar înșiră totul într-un format istoric vizual, iar lucrurile pot deveni într-adevăr înfiorătoare foarte repede. Ikiak. E o aplicație înfricoșătoare, atât de înfricoșătoare de fapt încât multe școli blochează aplicația pe Wi-Fi-ul lor. De ce e înfricoșătoare? Bine, utilizatorii pot posta pe ea texte până la 200 de caractere. Mesajele pot fi vizualizate de cei 500 de yakers, care sunt cel mai aproape de persoana care a scris yak-ul, așa cum e determinat de urmărirea GPS. Utilizatorii astfel sunt expuși și contribuie la conținut sexual explicit sever, limbaj abuziv și atacuri personale. Nu numai că deși e o postare anonimă, e riscul ca mulți copii să înceapă să partajeze informații personale, cu cât devin mai confortabil cu ceilalți utilizatori. În plus, ori de câte ori GPS-ul e implicat, doar asta e pur și simplu înfricoșător. Dawn. Aplicația numită în prezent Dawn, care a fost cunoscută drept Bang with Friends, apare pe lista noastră deoarece e mult prea periculoasă pentru copii. Probabil vă puteți da seama de ce fostul nume a fost înlocuit și probabil nu aveți nevoie de o a doua lectură pentru a realiza pericolul.
Numele s-a schimbat, aplicația nu. Iată esența acesteia. Utilizatorii aplicației își evaluează prietenii de pe Facebook în două moduri. Primul e indiferent, iar al doilea este bandwidth. Dacă cineva dorește să iasă cu prietenul respectiv și nu numai, există prea multe pericole evidente pe această aplicație pe care nu cred că trebuie să le explicăm. Puf! Aceasta a fost poate una din cele mai înfricoșătoare aplicații. Cu această aplicație, utilizatorii pot face ca aplicațiile să dispară de pe telefonul lor printr-o atingere simplă și rapidă. Asta înseamnă că mulți copii pot ascunde fiecare aplicație pe care nu doresc ca părinții să o vadă pe telefonul lor. Acest lucru e destul de deranjant și foarte înfricoșător pentru că pot avea lista din acest clip de aplicații pe telefon și părinții nici să nu știe de existența lor. De fapt, în prezent, această aplicație nu mai e disponibilă. Cu toate astea, dacă a fost descărcată înainte de a fi ștearsă din magazinele de aplicații disponibile, e posibil să fie încă pe telefonul multor copii. AVP Recorder. Când cauți fantome, acest instrument e pentru tine. AVP Recorder e creat pentru investigații paranormale. Această aplicație nu garantează că fantomele vă vor vorbi direct prin ea, așa că nu vă așteptați la niște minuni extraordinare din cauza ei. Toate înregistrările pe care le-ați făcut vor fi plasate în dosarul de înregistrare EVP. Mai târziu le puteți converti în MP3, le puteți formata și partaja. Aceste aplicații au fost folosite recent în timpul emisiunii TV care se numește Celebrity Haunted Hotel. Poți să-ți faci înregistrările pe sesiuni și apoi să le asculți și să analizezi dacă la tine există o putere supranaturală. Aplicația e destul de ușor de utilizat. Tot ce trebuie să faceți e să o instalați, să o lansați și apoi să începeți înregistrarea. Toate fluctuațiile vor fi afișate pe diagramă. După aceea puteți apăsa redare și asculta în același timp. Pe cealaltă pagină aveți o listă a înregistrărilor și lista de mesageri cărora puteți trimite acele înregistrări. Dar dacă ai frică de fantome, ar fi bine să stai departe de această aplicație. Situationist. O mică aplicație ciudată pentru iPhone, Situationist, îți permite să încarci o fotografie cu tine împreună cu o listă de lucruri pe care ai vrea să ți le facă un străin în public. Situațiile pot varia de la prietenos la renegat. În orice caz, le oferă străinilor o altă scuză pentru a se apropia de oameni pe care nu-i cunoșteau. Background Check. O aplicație pe care Apple a interzis-o în 2010 din cauza preocupărilor de confidențialitate, Background Check a reapărut în 2011 în Apple Store și Google Play, dar între timp a fost eliminată iarăși. Aplicația vă permitea să verificați antecedentele oricărui folosind doar numele sau adresa de e-mail și puteați verifica rudele, proprietate, informațiile de contact curente, antecedente penale și înregistrările pe rețelele sociale. Primeați un raport gratuit pe lună, dar dacă acest lucru nu va ajuta, puteți achiziționa verificări de antecedente suplimentare pentru 99 de cenți fiecare sau un pachet de 20 pentru 10 dolari. Imaginați-vă că stați la bar și aflați adevărul despre persoana care tocmai ți-a cumpărat o băutură înainte de a se întoarce la baie, se arată în descrierea aplicației. Da, imaginați-vă o lume în care acest serviciu e complet gratuit și disponibil. Scary Stories and Creepy Pasta. Această aplicație e foarte bună pentru a citi povești înfricoșătoare. Fiecare detaliu al acesteia e atent gândit. Aplicația conține peste 2000 de povești. Fiecare din ele e verificată și editată. Doar cele mai bune au trecut prin verificare, așa că poți fi sigur că vei citi un material de înaltă calitate. Căutarea de povești este una sofisticată. Poți alege ce să citești uitându-te la data publicării, ratingul sau numărul de voturi. De asemenea, puteți introduce pur și simplu numele unei povești. Odată ce ai citit ceva, aceasta apare automat în lista ta de citire. Dacă doriți, puteți exclude toate poveștile citite din căutare. De asemenea, puteți adăuga povești pe care doriți să le citiți în lista necitite sau la favorite. Aplicația are o mulțime de setări pentru cea mai confortabilă experiență de lectură posibilă. Puteți schimba fonturile și dimensiunile, vă puteți juca cu culoarea fundalului și multe altele. Un ultim detaliu demn de menționat e că nu aveți neapărat nevoie de o conexiune la internet pentru a utiliza aplicația. Poate funcționa offline, ceea ce vă scapă de acele reclame mici din partea de jos a ecranului. Dacă sunteți un utilizator Android, un cititor pasionat și un iubitor de povești înfricoșătoare, atunci acesta e exact ceea ce căutați. Dar aveți grijă, dacă veți citi povești de aici, e foarte posibil să nu mai puteți dormi noaptea sau ceva chiar mai rău. Scary Prank. Această aplicație se prezintă ca un simplu joc cu întrebări, punând întrebări generice de matematică și cunoștințe generale. Cu toate acestea, fără ca victima
Cel joacă, să știe, testul e întrerupt de o imagine înfiorătoare însoțită de un țipăt de moarte. În principiu îți transformă telefonul în ceva îngrozitor și cel mai hilar surprinde momentul în care prietenul tău se sperie într-un videoclip pe care apoi să-l poți împărtăși prietenilor tăi dacă vrei să fii rău. Așadar, internetul e plin de aplicații îngrozitoare. De la aplicații care îți împărtășesc locația la altele care te sperie, ar trebui să ai grijă ce instalezi pe telefon sau PC, niciodată nu știi de ce surprize poți avea parte. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!